Bună! Astăzi aș vrea să împărtășesc cu voi 5 schimbări pozitive din viața mea după diagnosticul de cancer la sân. Da, sunt și schimbări pozitive, cel puțin în cazul meu, sper că și în cazul altor oameni. Depinde tot timpul cum te uiți la pahar, dacă te uiți la partea plină sau dacă te uiți la partea goală. Eu prefer să mă uit la partea plină mai mult decât la partea goală. Așa că să-i dăm drumul și să împărtășesc cu voi aceste 5 schimbări. Prima schimbare despre care aș vrea să vorbesc este aceea că iubesc oamenii. Da, iubesc oamenii și nu iubesc doar pe soțul meu sau pe copilul meu sau familia mea. Iubesc toți oamenii, toți oamenii. Înainte de pandemie, când mergeam pe stradă, puteam să merg pe stradă și erau oameni pe stradă și nu mi-era frică de ei. Sincer, când trecea o persoană pe lângă mine, tot timpul mă gândeam, sper că această persoană sau îi doresc la această persoană să fie fericită, să-i se îndeplinească toate dorințele, să fie cum vrea această persoană, să-i fie bine în viață. Și nu e doar o persoană, ci toate. Nu contează dacă îmi zâmbeau, dacă nu îmi zâmbeau sau cine erau, dacă îi cunoșteam sau dacă nu îi cunoșteam. Așa simt, îi iubesc pe toți. Chiar și persoanele cu care nu neapărat mă înțeleg sau am o conexiune. Nu contează, suntem toți diferiți. Nu înseamnă că trebuie să mă înțeleg cu toată lumea. Suntem oameni, suntem diferiți. Chiar dacă pe hârtie noi doi ar trebui să ne înțelegem pentru că avem aceleași pasiuni, am crescut în același mediu sau orice altceva ar fi care ar trebui să ne conecteze, dar dacă nu ne conectăm așa unul cu celălalt, nu înseamnă că eu nu te iubesc pe tine, te iubesc și îți doresc tot binele din lume și, nu știu, am așa o energie pozitivă față de toți oamenii, chiar dacă nu-i cunosc sau chiar dacă nu îmi sunt prieteni. Îi iubesc pe toți. Oamenii sunt minunați, suntem, nu știu, o energie, suntem fascinați. Și mi-a luat ceva ani să descoper asta și, din păcate, a trebuit să trec prin cancer ca să ajung la acest punct în viața mea. Și nu înțeleg de ce cancerul mi-a schimbat relația cu oamenii și de ce, din cauza cancerului, am învățat atât de multe. Dar accept această schimbare și mă bucur de ea. Am învățat că nu toți oamenii sunt la fel și asta este minunat, pentru că faptul că suntem diferiți ne face atât de minunați ca și ființe. Am învățat să fiu selectivă. Dacă nu sunt compatibilă cu tine, nu îmi risipesc timpul cu tine și asta e ok. Nu suntem compatibili, nu înseamnă că am sentimente negative față de tine. Încă te iubesc și îți doresc tot binele din lume, doar că prefer să-mi petrec timpul meu liber sau timpul meu în general cu oamenii cu care sunt compatibilă și care mă fac fericită și mă încarcă cu energie. Un alt lucru care l-am învățat despre oameni și despre iubirea mea de oameni este faptul că dacă eu am o opinie, de exemplu când cineva postează o poză pe Instagram, fie îi dau like, fie nu spun nimic. Dacă persoana respectivă postează o poză pe Instagram și mie nu-mi place poza respectivă sau nu-mi place cum persoana respectivă e îmbrăcată sau nu-mi place ce spune persoana respectivă în poza respectivă sau ce a scris pe Instagram, nu îmi spun părerea. Nu mă pun să comentez, să spun că uite cum te-ai îmbrăcat sau uite-te cum arăți sau nu știu, uită cum spui sau ce ai scris. Dacă persoana respectivă îmi cere părerea, atunci îmi spun părerea sinceră. Dar nu îmi dau cu părerea așa la toată lumea, că în special pe internet văd că asta se întâmplă foarte mult din cauza că în fața calculatorului ești protejat. Tu ești în fața calculatorului sau pe telefonul tău și poți să scrii și să spui ce vrei, pentru că persoana la care tu spui toate astea sau comentezi nu poate să vină în fața ta și să se apere. Și ești protejat de acel ecran în fața căruia tu stai. Dar și foarte multă lume își spune părerea așa, fără ca nimeni să-i întrebe. și nu mi se pare ok. Și probabil că și eu aș fi făcut asta și probabil că și eu făceam asta acum 3-4 ani de zile, dar am învățat ca să fiu mai bună. Persoana aia care postează sau care face ceva e o persoană ca și mine, care are sentimente, care are o viață, care are greutăți. Chiar dacă nu le arată, pentru că toți suntem pe Instagram și pe online, toți suntem perfecți. Doar că nu o să postăm, nu o să postez eu câte haine am de călcat în camera cealaltă, pentru că nimeni nu e interesat de asta. Nu o să postez de că trebuie să plătesc eu la doctor încă după tratamentul meu de cancer, că nimeni nu e interesat de asta. Și nimeni nu s-ar uita la asta și nu vrea să afle despre greutățile mele. Și așa sunt sigură că toate persoanele care sunt pe internet par perfecte, dar și ele au problemele lor. Da, și mă lungesc cam mult, dar asta e, nu mai îmi spun părerea decât dacă sunt întrebată. Și atunci când sunt întrebată, sunt sinceră cu părerea mea. Nu spun, da, arăt foarte bine și după care mă întorc și zic, oh, arată ca naiba. Nu, îmi spun părerea, dar dacă sunt întrebată. Și asta am învățat din cauza cancerului sau după cancer, nu știu de ce. În general, după cancer am învățat să fiu mai bună și asta intră în categoria de a fi o persoană mai bună. A doua schimbare pozitivă din viața mea este faptul că îmi iubesc corpul. Da? După asta termin cu iubirea, promit. Îmi iubesc corpul. Nu știu de ce mi-a luat aproape 30 de ani de zile, 3 operații și chimioterapia ca să ajung în punctul în care îmi iubesc corpul. Nu sunt perfectă, corpul meu nu este perfect, dar este perfect pentru mine. Îmi iubesc corpul, îmi iubesc cum este acum, îmi iubesc sânii și știu că foarte multe persoane după operații nu se mai simt feminine. Eu, sincer, mă simt mai feminină decât niciodată. Îmi accept noi sâni, nu sunt exagerat de mari, dar sunt chiar mărimea potrivită pentru corpul meu. Stau acolo sus frumoși și, nu știu, mie îmi plac așa cum sunt, i-am acceptat, ăsta este corpul meu și sunt foarte, foarte, foarte fericită și mulțumită. Și știu, sunt foarte recunoscătoare că am avut parte de îngrijire medicală excelentă, că am avut parte de doctori extraordinari și că am avut posibilitatea de a avea aceste operații. Aici, în Statele Unite, operația de dacă îți îndepărtezi sânii din cauza cancerului, toate asigurările medicale sunt obligate să îți plătească pentru operația de reconstrucție, operația estetică. Acesta este un lucru foarte bun, pentru că nu toată lumea își permite o operație de reconstrucție, chiar și pentru mine ar fi fost destul de dificil să îmi permit o operație de reconstruire a sânilor. Și nu numai că asigurările plătesc pentru ea, asta înseamnă că dacă asigurarea plătește pentru operație, înseamnă că sunt foarte multe operații care se fac, pentru că majoritatea femeilor care au operație de eliminare a sânilor optează pentru o operație de reconstrucție și atunci sunt mult mai mulți medici care fac această operație, pentru că este o piață destul de bănoasă și asta înseamnă că este competiție mare între medici. Medicii au posibilitatea de a opera foarte multe persoane, ceea ce înseamnă că ei fac practică cum ar veni. Cu cât un medic operează mai multe persoane, după părerea mea, cu atât este mai bine, pentru că are mai multă experiență. Dar vreau să precizez că chiar și aici în Statele Unite sunt foarte mulți medici care nu sunt buni și cred, după părerea mea, că majoritatea nu sunt foarte buni din cauza că nu au experiența necesară sau după ce au terminat școala nu mai fac training-uri, nu se mai interesează de noile procedee medicale. Și atunci rămân pe un model vechi care se făcea acum 10 ani de zile și în 10 ani de zile medicina tot timpul evoluează foarte mult și sunt noi feluri de a te opera, mult mai puțin dăunătoare și mai benefice pentru pacienți. Sincer, consider că acest stadiu în care sunt acum, în care îmi iubesc corpul și rezultatul operațiilor a fost foarte bun, este datorat și faptului că eu am încercat tot timpul să găsesc, să întreb toți medicii pe care îi cunosc eu la cine ar trebui să mă opereze și am încercat să găsesc pacienți care au fost operați de către medicii respectivi. Am mai vorbit și în clipul cu diagnosticul cu cancer la sân despre faptul că medicul chirurg care trebuia să mă opereze pe mine și care nu am pus nicio întrebare, am zis că un medic renumit, foarte renumit de aici, mă duc și mă operează ea. Norocul meu a fost că tot timpul când cineva îmi spunea da, și prietena mea a avut cancer la sân sau și prietena mea cea mai bună sau și colega mea de serviciu, tot timpul când cineva îmi recomanda pe cineva, încercam să fiu în legătură cu persoana respectivă, să-mi vorbească despre experiența lor și despre medicii la care au operat ei. Și așa am cunoscut o persoană care a fost operată de către medicul chirurg la care vroiam eu să mă operez și care mi-a spus că ea n-a putut să conducă un an de zile după operație din cauza că, nu știu, ea nenorocit unul din mușchi și că avea dureri la braț și încă mai are. La 3 ani de după operație, ea încă are operații de corectare. Ceea ce am zis, nu mă mai operez cu medicul respectiv. Și așa am început să întreb alți oameni și am cunoscut femei care au fost operate de către medicii la care m-am operat eu și mi-au arătat rezultatele lor și așa mi-am ales echipa medicală. Și, sincer, ăsta e unul din sfaturile cele mai bune pe care le-aș putea da eu la orice pacient care urmează să fie operat. Încearcă să cunoști pe cineva care a fost operat. Nu numai să auzi că toată lumea știe de medicul ăsta sau că are a scris nu știu câte cărți sau că e la televizor. Nu asta contează. Contează să cunoști pe cineva care a fost la medicul respectiv și care a avut rezultate foarte bune. Sincer, pentru mine asta a funcționat și cred că de-aia am fost unul dintre persoanele norocoase care are un rezultat final pozitiv și care își iubește corpul și care, sincer, nu sunt speriată de operații, nu mai sunt speriată de operații, au fost destul de ușoare, fără dureri și sunt foarte mulțumită de întreaga echipă de doctori. A treia schimbare pozitivă din viața mea după diagnosticul de cancer la sân a fost faptul că am devenit vegană. Această schimbare s-a întâmplat și încă înainte de a afla cu siguranță că am cancer. În drum spre medic, când m-am dus să văd prima dată medicul să-mi controleze nodulul, în mașină m-am gândit atunci o să devin vegană. Pentru că tot timpul am zis că eram vegetariană înainte și am zis că devin vegană doar dacă trebuie. Și mi-am dat în momentul respectiv seama că trebuie. Și da, aceasta este schimbarea, nu știu dacă e, nu cred că e cea mai majoră, dar e prima care s-a întâmplat. Și nu știu, eu zic că e pozitivă din cauza faptului că sunt atât de fascinată și de bucuroasă să gătesc, să experimentez. Bucătăria vegană nu e ca și bucătăria tradițională. Nu sunt reguli aici. Nu, că e ceva cam nou. În România e nou și aici în state. E de vreo 10-20 de ani de zile. Adică nu e o bucătărie care e stabilită în cui și că așa se face din strămoși până acum. Nu, este o bucătărie nouă, este un teritoriu nou, toată lumea experimentează, chiar și cei care fac rețete online sau chiar și bucătarii vegani. E nou, toată lumea experimentează. Și în fiecare, nu știu, an sau la câteva luni se descoperă ceva nou, un ingredient minune sau că poți să faci cu, nu știu, din nu știu ce alune, nu știu ce. Se experimentează și se vine cu rețete noi, delicioase și, sincer, iubesc la nebunie să experimentez cu bucătăria vegană. Nu știu, mi-aduce atât de multă bucurie și numai să mă duc la cumpărături și să văd toate legumele alea și fructele alea așa când mă duc să cumpăr, aia mă inspiră cel mai mult. Și ce să fac și cu asta și cum să fac și cu asta și cum să o prepar și pe asta. Și mi-aduce atât de multă bucurie, nu știu, nu e ca și tradiționalul pui. Băgăm la rotisor și atât. Nu spun nimic. Dacă nu faci ca și mine, nu sunt împotriva nimănui care nu mănâncă ca și mine. Doar că eu vorbesc despre schimbările pozitive și câtă bucurie îmi aduce această nouă dietă, stil de viață. Că nu e dietă, că nu fac dieta asta 3 luni de zile să slăbesc și după care iară mă duc să mănânc pui sau nu știu ce. E stilul meu de viață și mi-aduce foarte multă bucurie. Și sincer, nu mă supără. Cine nu face ca și mine sau cine nu gândește ca și mine, treaba lor. Nu judec pe nimeni. Și vreau să precizez că nu sunt veganul ideal, care nu cumpără articole din piele. Îmi plac gențile și alea de la Kate Spade, ce crezi? Au piele. Le cumpăr. Nu sunt veganul care nu bea sucuri și nu mănâncă nimic procesat. Din păcate, da, mai mănânc procesat. A fost ziua lui Johnny, am mâncat tort. Vegan, dar am mâncat tort. Cred că cam o dată pe săptămână așa am voie să mănânc ceva care nu este cel mai, nu știu, nutrițional pentru mine, ca și un Beyond Burger din alea, Impossible Burger sau Beyond Burger, care sunt făcute din proteină de mazăre. Procesat, nu e ca și cum iei tu mazărea și o amesteci acolo cu niște cartofi și orez și faci burgerul ăla. Mai cumpăr și înghețate. Este o înghețată vegană bună. O cumpăr și o mănânc o dată pe săptămână așa sau nu știu, depinde. Dacă săptămâna asta am burgerul ăla procesat, nu mănânc și înghețată, mănânc înghețată săptămâna viitoare. Da, nu sunt veganul perfect, dar sincer, nu știu, m-am schimbat de acum 2 ani de zile când am început dieta asta vegană până acum, văd schimbările în bine. Dacă la început nu mi-am tăiat tot și gata, nu mai... Sincer, la început când am devenit vegană am experimentat, am cumpărat și sunt și niște ouă aici făcute din niște fasole. Am cumpărat alea pentru că mi-era poftă de ouă și le mâncam. Și le mâncam mai mult o dată pe săptămână. Pentru că nu am vrut să-mi tai totul dintr-o dată să simt că... și acum ce mănânc? Nu, pasiunea asta pentru și mai multe fructe, și mai multe legume, și cum să le prepar, să fie și mai sănătoase, îmi crește zi cu zi, lună cu lună. Și am ajuns în punctul ăsta și sunt sigură că peste 2 ani de zile o să fiu și mai sănătoasă și o să fiu și mai bună la a mânca mai puține mâncăruri procesate. Dar ceea ce mă ajută pe mine să fiu un vegan bun, să-mi îmbunătățesc dieta sau stilul de viață tot timpul este să mă uit la documentare, să citesc cărți, să citesc pe internet, să mă documentez tot timpul. Sunt parte din grupul Silvie pe Facebook, Cancer, Faith and Lifestyle, și asta mă ajută foarte mult. E o comunitate de oameni acolo minunați care promovează un stil de viață foarte sănătos și da, asta mă ajută și sunt sigură că o să cresc. O să cresc din ce în ce mai mult și o să fiu mult mai bună la stilul ăsta de viață sănătos vegan. O a patra schimbare pozitivă din viața mea este faptul că nu mă mai stresez. Și nu că nu mă mai stresez deloc, dar nu mă mai stresez aproape deloc. Cred că am eliminat vreo 90% din stresul meu de dinainte. Da. Tot timpul când sunt într-o situație din asta, în special cu munca, că acolo mă stresam cel mai mult, în care, că trebuie asta făcut acum și dacă nu o termin și... Tot timpul încep să mă stresez și când simt că încep să mă stresez, mă opresc și mă gândesc. O să aibă importanță lucrul ăsta, care îl fac eu acum, pentru mine, peste 10 ani. Și dacă zic nu, probabil că nici nu o să mai îmi amintesc acest lucru peste 10 ani de zile, iau o gură mare de aer și mă relaxez. Îmi dau seama că nu are o importanță. Pentru mine, în momentul ăsta, s-ar putea să fie cea mai importantă chestie la care lucrez astăzi sau săptămâna asta, dar peste 10 ani de zile acel lucru nu va conta deloc în viața mea. Așa că nu are rost ca eu să mă stresez, să-mi stric sănătatea pentru acest proiect sau la ce voi lucra eu atunci. Deci nu are rost. Și da, nu-mi iese tot timpul, nu reușesc să mă opresc din stresul ăla tot timpul la momentul potrivit, dar îmi iese, majoritatea timpului îmi iese și nu mă stresez. Și sincer, înainte mă stresam foarte mult și mă stresam și din cauza lucrurilor din afara muncii și în special din cauza lucrurilor pe care nu pot să le controlez. Nu știu ce era în capul meu, dar sincer, dacă eram într-un avion și aveam o conexiune undeva și eram în întârziere, tot timpul mă stresam, că dacă nu ajung, că ce se întâmplă, că dacă... Nu pot să controlez avionul când aterizează, nu pot să controlez când pleacă celălalt avion, nu pot să controlez ce o să se întâmple, așa că calmează-te, Larisa, și așteaptă să vezi ce se întâmplă. Și mi-a luat ani de zile să învăț asta și, de fapt, după cancer am învățat asta. Dacă nu pot să controlez situația, nu are rost să mă stresez. Chiar și dacă pot să o controlez, nu prea are rost să mă stresez. Da, cam, nu știu, sincer, și cu carantina asta, cred că John, dacă ar fi fost căsătorit cu... și aș fi fost Larisa de dinainte de cancer, ar fi divorțat pe parcursul carantinei. Și acum... avem bilete cumpărate pentru decembrie să mergem în Spania să ne întâlnim cu familia mea din România. Să vină familia din România în Spania. Și, sincer, din cauza COVID-ului, nu cred că o să ajungem. Sincer, nu cred. Dar, dacă ar fi fost Larisa cea veche acum, ar fi fost pe parcurs ca timp, că dacă nu putem să mergem, că ce se întâmplă, că dacă pierdem biletele, că dacă pierdem banii, că ne returnează banii, că nu ne returnează banii, dacă nu ne returnează banii, ne dă credit. Și când putem să folosim noi creditul ăla? Dacă nu o să mai mergem în Spania, când o să mă mai văd cu familia? Aș avea atât de multe chestii care m-ar bâzâi pe mine, m-ar stresa. Dar, sincer, o să vedem ce o se întâmple, că nu pot să controlez COVID-ul. Îmi este foarte dor de familia mea din România și aș vrea foarte mult să-i văd în Spania sau oriunde să-i văd anul ăsta, că nu i-am văzut, dar nu pot să controlez situația și nu am ce să fac. Așa că nu o să pierd banii, fie anulează compania aeriană zborul și îmi dă banii înapoi, fie trebuie să anulez eu zborul și îmi dau ei credit și o să văd când o să folosesc, că nu am ce să fac. Asta e diferența dintre vechea Larisa de dinainte de cancer și Larisa de după cancer. O să vedem ce o să se întâmple. Și, sincer, nici nu o să mă gândesc la asta până în decembrie. Că nu am ce să fac. Nu am cum să controlez situația și nu știu ce o să se întâmple și aștept. Larisa cea veche nu ar fi așteptat. L-ar fi nebunit pe John cu toate întrebările, aș fi sunat compania aeriană, m-aș fi certat cu o grămadă de oameni, cum ei nu știu. Cum să știi, că nimeni nu știe. Da, asta ar fi fost Larisa de dinainte. Și asta e diferența care știu cu siguranță și o văd în comportamentul meu. Și, sincer, îmi place la nebunie. Da, ideal ar fi să nu mai stresez deloc, dar încă am un loc de muncă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aia și trebuie să mă stresez că, din când în când, că, na, așa îmi plătesc și eu facturile cu banii care fac la muncă. Ultima schimbare pozitivă din viața mea datorită cancerului este că încerc să-mi înving temerile, fricile. De când mă știu eu, mi-a fost frică de păsări, de orice chestie cu pene. Deci orice chestie cu pene, nu contează că e vie, moarte, dacă are pene, mie mi-e frică de nu mai pot. Și mi-aduc aminte că, cred că în primul sau în al doilea an după ce m-am căsătorit cu John, de Crăciun mi-a dat soacră mea niște globuri cu pene, imitau așa o pasăre și erau pachetate frumos și deschid eu pachetul ăla, ea săraca nu știa, și deschid pachetul ăla și văd niște pene în cutie, aruncat cutia, să zic, și John era lângă mine, ce s-a întâmplat? Pene, că mi-e frică! Soacra mea era albă la față, nu știa ce s-a întâmplat. Da, deci mi-e frică, mi-a fost frică și mi-este frică în continuare de orice cu pene. Și problema pornește din copilărie, îmi plăceau foarte mult găinile când eram mică și petreceam foarte mult timp cu găinile de una singură și m-am dus într-o zi la găini și a venit cocoșul și m-a ciocănit în cap. Și nu era nimeni acolo să mă salveze și probabil că m-a ciocănit la ceva și de atunci nu am mai intrat la găini și de atunci nu mai îmi place nimic cu pene. Dar încerc să mă schimb. Îmi dau seama că este o frică de-a mea și... Dacă nu m-a omorât cancerul, nu o să mă omoare un porumbel sau o păsărică micuță. Așa că noua Larisa s-a pus și a cumpărat mâncare pentru păsări, o căsuță pentru păsări, o tăviță din aia de să pui mâncare la păsări pe geam ca să nu mănânce veverițele sau alte animale. încerc să aduc păsările în viața mea și când văd câte o pasăre în grădină care vine să mănânce crunțele mele, ah, ce fericită îs! Am atras eu o pasăre, uite acolo pasărea vrea să mănânce mie mâncarea mea. Și pentru că e o frică care înțeleg că e din cauza unei traume, dar acum, sincer, nu o să mă omoare un porumbel sau o pasăre mică. Nu am ținut încă o pasăre în mână, nu m-a atins o pasăre încă, dar încerc să le atrag, să nu știu, să fiu calmă în jurul lor, să, nu știu, să le accept când sunt la mine în grădină, mănâncă, că păsările sunt normale, să fie în viața noastră și sunt sigură cu pași mici, mărunți, o să fiu capabilă să accept păsările, să o ating, să o iubesc și așa mai departe. De ce fac asta? Pentru că mă scoate din zona mea de confort și pentru că mi se pare că e o prostie să-mi fie frică de păsări. Am avut o traumă și încerc să repar acea traumă și încerc să, nu știu, să mă schimb și eu cred că e o schimbare în bine. Da, acestea sunt cele 5 schimbări pozitive din viața mea datorită cancerului și sper că acest video să inspire pe cineva care a trecut prin cancer, care trece prin tratamentul de cancer sau, nu știu, și pe oricine, nu trebuie neapărat să aibă legătură cu cancerul. Mie îmi place tot timpul să învăț, să citesc, să cresc ca și persoană, ca și ființă umană, să mă dezvolt și încerc să fiu o persoană destul de pozitivă, destul de pozitivă, încerc să privesc totul cu ochi buni. Îmi place să mă consider o persoană destul de pozitivă, am și eu zilele mele în care sunt prost dispusă sau care, nu știu, am prea multe pe cap, dar încerc tot timpul să fiu pozitivă și să fiu fericită. Și încă ceva, știți că s-au făcut studii și creierul, dacă tu râzi, chiar dacă râzi fals, dacă nu ai un motiv, n-ai auzit o glumă sau doar dacă râzi, creierul nu știe că tu de fapt nu ai auzit o glumă sau că nu, el crede că ești fericit și numai asta ne ajută și numai faptul că tu râzi, ha 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 ha, poți să fie cât de fals vrei tu. Asta te ajută și creierul crede că ești fericit și acționezi mai fericit. Deci, orice dram de râsete, de zâmbete, de fericire este binevenit și cred că asta e schimbarea majoră după cancer. Sunt mult mai fericită. Mult mai fericită acum după cancer. Și toate astea 5 schimbări se datorează fericirii. Sper că v-a plăcut acest video și dacă da, te rog frumos să te abonezi la canalul meu și să apeși butonul de like. Dacă aveți întrebări sau alte sugestii de video, vă rog frumos să le lăsați în comentarii. Pe mine mă găsiți și pe Instagram la Larisa in Los Angeles. V-am pupat și să aveți o zi minunată!